Bună seara, stimați telespectatori! Cronica de noapte fără Grigore Cartianu este plecat într-un turneu și probabil telespectatorii care îi urmăresc pe internet, pagina de Facebook, au acces la programul întâlnirilor. Îmi spunea ieri Grigore că participă foarte mulți oameni. Vă invit călduros să vă întâlniți cu Grigore și cu cărțile lui. Și totodată să rămâneți joia și, de ce nu, și în cursul săptămânii, telespectatori fideli. Joia are această emisiune cu reporter virtual, pe care am să încerc să o țin în fiecare joi, chiar și în lipsa lui Grigore. Astăzi l-am invitat pe Oleg Cojocaru. Săptămâna viitoare am discutat deja cu Laurențiu Ciocăzanu. Încercăm să vă facem o emisiune frumoasă, iar astăzi, probabil, la un moment dat, ni se va alătura și colegul nostru Spartacus, care n-a mai fost de ceva timp la aceste emisiuni și probabil că vine cu tolba plină de subiecte interne. Așa că până vine Spartacus cu discuții despre Olguța și așa, eu zic să-i dăm tare cu subiectele pe actualitatea internațională, Oleg, și să le aducem în atenția telespectatorilor ultimele evenimente, în special cele care privesc România și indirect sau, mă rog, prin ricoșeu au legătură și cu Rusia. Rusia fiind principala amenințare clară, nu avem ce să mai învățăm aici la adresa Securității Naționale a acestei țări, la adresa Securității Naționale a României. Deci, pe scurt, ce mai face unchiul Putin? Păi, după mine, ar fi bine să facă cât mai rău. Că probabil că asta își doresc, probabil jumătatea din populația Rusiei, și noi hai să neglijăm ratingurile de popularitate pe care le publică periodic propaganda lor. În realitate, marea majoritate a rușilor sunt ori indiferenți, ori îl urăsc pe Vladimir. Potriva lui. Așa este, da. Deși în sondaje apar și repetă prosteste toată presa și din România și din afara României. Că nu e, deci prostia asta este repetată cu ajutorul mecanismelor de propagandă rusești. Îi tot repetă că Putin este în sondaje, nu știu unde, trebuie, și că nu știu. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că una zice, se zice la nivel oficial, mai ales într-un stat care este, bine, să nu zicem că totalitarist, Rusia nu este un stat totalitar, dar autoritar este, cu siguranță. Într-un stat autoritar, statistica este a treia variație a minciunii. Nu? Știi, potrivit celebrului dicton, există minciună, minciună sfântată și statistică. Deci, la ei, chestia asta corespunde 100%. Îmi face plăcere să repet cei trei mari piloni pe care se sprijină întreaga politică externă a Rusiei: amenințare, intimidare, da? Deci, astea două sunt chiar, cum să spun eu, frecvente, da? Frecvente în tot ceea ce face Rusia pe politică externă. Și o să vedem și minciună. Și minciună. O să vedem imediat și din ultimele știri că sunt în continuu prezente cam în tot ceea ce discutăm noi despre Rusia și despre Vladimir Putin. SUA au acuzat Rusia și Siria de uciderea civililor din Ghuta de Est. Stimați telespectatori, Ghuta de Est este un cartier, o zonă aflată în imediata vecinătate a Damascului. Este o suburbie a Damascului. Ea este sub controlul rebelilor, deci ai celor care nu-l înghit pe Bashar al-Assad, separat de ISIS și de alte probleme folosite de Turcia și Rusia. Aici trebuie să amintim tot timpul și de Turcia, care are în continuu de la începutul acestui conflict un rol nociv și de islamizare a regiunii. Deci asta este problema Turciei. Asta cu curzii, cu nu știu, sunt pretexte. Da? Deci ei pe ei interesează să islamizeze,
săi, cum au făcut sute de ani, da? Noi suntem, au anunțat că a câștigat licitația o firmă turcească, da? Licitația în București, o să avem. N-am găsit autobuze de la DAF, de la Mercedes, de la Iveco, le luăm de la Autocar, nu știu cum se numesc aia, Autocar sau ceva de la Otoman. Bine, acum, nu trebuie să ignorăm Turcia. Turcia, într-adevăr, este o putere regională. Da? Nu este o amenințare aproape la fel de mare la adresa României. Și este cel mai mare, știi ce este grav, Oleg? Este cel mai mare investitor străin din România. Iar aici, turcii au, trebuie să spunem telespectatorilor că turcii, în general, sunt și cei mai darnici de șpagă. Deci când vedeți lucruri în care sunt implicate firme turcești, să știți că întotdeauna o firmă turcească va fi mai predispusă la șpagă decât o firmă olandeză. Da? Obiceiul de altfel vine de la Constantinopol, din celebrul cartier Fanar, de unde vine și denumirea întregii epoce în istoria țărilor române, epoca fanariotă, nu? Cu grecii din cartierul... Deci ei au inventat aceste obiceiuri pe care s-au aciuat în România bine de tot, ca multe lucruri pe care le-am preluat de la ei. Ce vreau să spun este că pentru noi nu ar trebui să fie o mare diferență între amenințările Turciei și amenințările Rusiei. Și, din păcate, România nu se trezește. Până nu vom ști, până nu vom conștientiza, domne, ăsta este amenințare, ăsta este dușman de-a dreptul, ăsta este pericol, ăsta este neutru, ăsta este prieten, noi avem o mare problemă. Și nu vom reuși să rezolvăm aceste probleme. Bine, știi cât timp Turcia va fi țară membră NATO, noi, teoretic, oficial, ne considerăm aliații turcilor. Așa s-au considerat și grecii când s-au bătut pe Cipru, partea cipriotă și se bat în continuare. Se bat în continuare. Deci s-a dovedit deja, există în istoria relativ recentă, că povestea asta cu NATO și aliați, când vine vorba de niște neînțelegeri, nu funcționează. Turcia, la vremea respectivă, i-a tocat militar pe greci și a pus mâna pe o parte din Ciprul de Est, sau cum este... Bine, Cipru, de fapt, de stat independent, nu e parte din Grecia. Da, acolo se băteau pentru influență grecii și turcii. Pentru că există grecii, ciprioții greci și ciprioții turci. Da. Și, sigur, Cipru, culmea, este și stat membru în UE. Ei bine, a venit Turcia, i-a scos din UE, partea respectivă, partea cipriotă, i-a scos din UE, exact cum a făcut și Rusia. Au manipulat astfel încât oamenii care sunt acum la putere în Ciprul turcesc, da? Sunt oamenii lor, așa, și ei se află sub protecția militară a Turciei. Deci eu nu vreau să aud de povești de-astea cu aliații NATO. Ăștia sunt povești cu pești pentru oameni care nu înțeleg nimic. Dacă să folosim o tipologie, așa cum ziceai tu, să îi băgăm pe niște categorii. Într-adevăr, Rusia este inamicul nostru, asta e clar. O spunem și la nivel oficial. Deci nu e un pericol, e de-a dreptul inamic. Rusia este inamic, nu e un pericol, pe când turcii, într-adevăr, prin comportamentul pe care îl vedesc pe plan regional, da, în primul rând în Siria, dar și problemele pe care le au cu grecii, într-adevăr reprezintă o amenințare. Nu știu cum se vor gestiona lucrurile astea la nivel de relații între marile puteri. Da. Acolo, până la urmă, mingea este... Acolo turcii joacă foarte tare și cel mai mare atu al lor este pericolul de a... pericolul geopolitic de a pierde Turcia ca și aliat. Ăsta este cel mai mare. Și cu baza de la Incirlik și cu celelalte încă două baze pe care le are NATO în interiorul Turciei și cu posibila alianță între Rusia și Turcia și în istorie, telespectatorii trebuie să știe că atunci când Rusia și Turcia au fost prieteni, s-au întâmplat nenorociri. Știi care e ultima nenorocire? În afară de povestea cu Cipru, deci când turcii s-au luat la bătaie cu grecii și au rupt Cipru în două, rușii au fost de partea lor. Da? Sigur, super încântat să vadă țări din NATO ciognindu-se.
Dar aș vrea să-ți dau ție și să readuc în atenția telespectatorilor, să scormonim în memorie ultimul mare moment când Turcia și Rusia a fost prieten cu adevărat. Știi care este? Mare moment. Cu conotații sau cu consecințe grave asupra granițelor și... Ei sunt acum prieteni. Foarte. Nu acum. Acum da. Sunt prieteni, dar ultima oară când au fost prieteni și s-au ținut de prostii. E vorba de sfârșitul primului război mondial. La sfârșitul primului război mondial, Turcia se afla de partea pierzătoare. Există un tratat de la Paris, în 1920, care dă Armeniei, cu motivație istorică, peste 100.000 de kilometri pătrați din teritoriul actual al Turciei, în special în zona de nord, lângă granița cu Georgia. Da, Armenia istorică, practic. Armenia istorică. La momentul respectiv, s-a întâmplat o chestie. Unu, a fost o perioadă în care rușii și-au abandonat prietenii, respectiv pe armeni, la vremea respectivă. Aveau alte probleme în perioada respectivă. Aveau alte probleme, erau după un moment de slăbiciune, a fost momentul în care inclusiv... Deci era un plin război civil. Războiul lor, da. Revoluția bolșevică schimbase foarte multe lucruri. Țara se zbătea în tot felul de conflicte interne între roșii și albi. Trotski, știm toată povestea. Cert este că rușii, preocupați de problemele lor interne, au uitat de toți prietenii lor, au bătut palma cu turcii și turcii, în loc să respecte decizia după luată de către țările câștigătoare după primul război mondial, respectiv desenarea granițelor, au început un nou război. Foarte puțină lume vorbește despre acest război început exact după primul război mondial. Și este vorba de războiul turco-armean. Turcia fiind țară pierzătoare. Adică teoretic era sub niște interdicții militare extrem de dureroase. Ei bine, marele erou al Turciei, și o spun fără niciun fel de ironie, la vremea respectivă el a debutat practic în vârful ierarhiei politice turcești, și anume Kemal Atatürk, a preluat o Turcie dărâmată și primul lucru pe care l-a făcut a fost să sesizeze totala inapetență a puterilor câștigătoare, a țărilor câștigătoare, de un nou război. Și atunci a zis, ok, ăsta este momentul să ne lămurim poveștile la graniță. Și s-a dus peste armeni și le-a luat 100.000 de kilometri, astfel încât Armenia a pierdut tot contactul cu Marea Neagră și tot teritoriul a devenit turcesc. Astăzi, dacă vă uitați pe hartă, stimați telespectatori, din România și din întreaga lume, Armenia nu are acces la Marea Neagră, teritoriul lipsă de lângă granița cu Georgia, Turcia și Iran, fiind fost teritoriu armean, luat cu japca de către Kemal Atatürk, pe fondul saturației puterilor după un război mondial epuizant, așa, de a începe un alt conflict. Și atunci și francezii, și englezii, și toate țările care ar fi avut un cuvânt greu de spus, au ridicat mâinile și au lăsat lucrurile să întâmple. Așa a pierdut Armenia jumătate din teritoriul național. Și tot așa, exact în aceeași perioadă, și curzii și-au pierdut statul național, pentru că tot în baza rezultatelor primului război mondial, curzii, potrivit înțelegerii între marile puteri, urmeau să aibă o țară a lor. O țară a lor. Da. Da. Lucru care nu s-a mai întâmplat. Tot că... din cauza Turciei, da. În principal. Bine, știți ce se întâmplă? Turcia, în secolul 20, de pe vremea lui Atatürk încoace, ei trăiesc într-o epocă... Scuze-mă. Da, spune. Exact cum se întâmplă și în Rusia lui Putin. Ei promovează paseismul la modul cel mai serios, adică glorificarea trecutului.
De multe puncte de vedere, și mulți experți spun despre Atatürk, pardon, despre Erdogan, spre exemplu, că el visează la o refacere a vechiului Imperiu Otoman. Bine, fără partea europeană, că aici nu ai. Păi nu, el visează la o refacere. De ce nu fără partea europeană? Evenimentele că recente, pe Bulgaria ar mânca cu totul. Nu cred că se mai bagă în zona europeană. Într-adevăr, au cea mai puternică armată regională. Astăzi cotropirile nu se mai fac. Uită-te cum se întâmplă. Cotropirile nu se mai fac neapărat cu arma în mână. Se fac cu pseudo-independența unor țări care, de fapt, ți sunt slugi. Vezi politicile Turciei. Nu, din câte știu, articolul 7 din tratatul NATO prevede că celelalte țări își apără un aliat agresat, indiferent dacă este sau nu membru NATO. Nu mai știu sigur, dar cred că așa este. O țară agresată, și asta e ușor de dovedit. Ai văzut că în Crimea... Nu, e vorba de articolul 5, dar e vorba numai de țările NATO, nu de țările non-NATO. Asta zic eu. În zona balcanică, până să ajungă Turcia în Balcanii de Vest, iau Grecia și Bulgaria, care sunt membri NATO. Da. Deci nu poți să ajungi la musulmani din Kosovo sau din Albania, altfel decât trecând din punct de vedere al instabilității mentale și politice, Erdogan este mult mai ilogic și mai instabil decât Putin. Dacă e sau. Sigur că el este este considerat de mulți, eu nu, dar este considerat de mulți un pericol mai mic pentru că pârghiile care le are sunt mai firave. Da? Uite, acum se bate cu armata siriană, eu nu-i dau foarte multe șanse. Exact acolo. Asta. Este considerat un pericol mai mare pentru Orient și un pericol mai mic pentru Europa. Cred că din cauza asta n-are pârghii. Până la urmă nu mai are fosta armată otomană care lua ieniceri de peste tot și toți băiețașii ăia deveneau soldați de ei lor. Acum au o zonă limitată între care unii nu vor să lupte de partea lor, adică nu-i văd pe curzi intrând sau foarte mulți curzi intrând în armata otomană și apărând Turcia. Păi interesează cu totul și cu totul altceva. Să revenim la povestea. SUA acuză Rusia și Siria de uciderea civililor din Ghuta de Est, deci de lângă Damasc. Ce s-a întâmplat? Păi e vorba de că în ultimele 5 zile Bashar a declanșat o operațiune. Deci știi că ei anul trecut au semnat cu surile și trâmbețe marele acord de armistițiu, inclusiv instituirea celor 5 parcă zone de dezescaladare sau deescaladare. A fost practic o realizare cu ghilimele de rigoare cu care au ieșit în față și Iranul, și Turcia, și Rusia, proclamându-se altfel noi pacificatori ai Orientului. În realitate, ce se întâmplă? Toate aceste zone de escaladare reprezintă trasate pe hartă zone de interes ale statelor împricinuite. Da? Iranul, Turcia, Bashar cu zona sa pe care o controlează prin minoritatea alauită, Rusia prin capetele de pot pe care și le dorește acolo. Deci în aceste zone de escaladare teoretic n-ar trebui să existe război. Că așa au proclamat ei. Acolo e pace. Dar uite-te că o zonă de escaladare în care avem un război este în nord-estul Siriei, da, unde au intrat turce peste curzii de la Afrin, și o altă zonă de escaladare până anterior a fost în Valea Eufratului, iar acum lupte se dau de 5 zile cu bombardamente masive, cum alea de tip covor, cum se obișnuiau în timpul celor de-al doilea război mondial, da? Nediscriminat, să moară toți. Deci se bombardează un cartier de apartamente, un cartier de blocuri de locuințe, că în Damasc s-au construit blocuri, ca în orice oraș. Un fel de drumul taberei, să spunem. Da, exact. Zgomotul pe care l-ați auzit mai devreme vine de la un filmuleț pe care tocmai l-ai urcat pe pagina de Rusia, și anume introducerea, mobilizarea de către Rusia a celor mai noi avioane de luptă, și vorbim de avioanele de generația 5 Su-57 care au început să apară, și la asta s-a auzit, este un video pe pagina de Rusia.ro în care vedem pentru prima oară în acțiune aceste aparate de generația 5-a. Bine. Rusia spune că intră, că iese, că mediază, că
Dom'le, nimic din ceea ce spun ei nu este adevărat. Imediat apare contraexemplu. Și o să vă mai dau imediat un exemplu, dar aș vrea să-mi spui care e punctul tău de vedere legat de acest tango al minciunilor rusești, din care majoritatea oamenilor nu înțeleg nimic. Bine, adică cum vine asta, domne, eu propaganda mă retrag, dar aduc cele mai noi avioane. Propaganda mizează pe faptul că colectivitățile au de obicei memorie scurtă. Gândește, chiar și la noi în presa din România, uităm de azi până mâine evenimentele importante. Da? Cine dintre ziariștii din România continuă să monitorizeze marile dosare de corupție? Bine, marile dosare poate, dar sunt dosare de corupție care sunt uitate în sertar de ani, de zile, despre care nu-și amintește nimeni. Propaganda acționează pe o manieră similară. Într-adevăr, Putin a anunțat de vreo 4 ori până acum retragerea armatei din Siria. Dar de fiecare dată a fost doar o campanie mediatică. A fost o minciună. Nu a fost o minciună, pentru că ei, într-adevăr, au retras armata. Dar au retras armata aia și au adus-o pe elaltă. Da, știi cum e? Nu este o minciună, este un semi-adevăr. Pentru că ei, într-adevăr, au retras armata, dar au uitat să menționeze că în locul ei au venit alții. Da. Deci, practic, a avut loc o așa zisă rotație. Nu? Că și NATO, practic, care rotația... sunt absolut normale, da. Da, da. Deci, ei, practic, atunci când NATO spune că, uite-te, mai vine o divizie de tancuri în Polonia sau mai știu eu ce, ei nu uită să menționeze că o să stea 2 ani și după aia vin alții. Și alții. Rușii uită să menționeze asta. Ei spun, uite, noi retragem armata. Deci noi lăsăm vocile societății civile din Siria să-și rezolve problemele. În realitate, ei intensifică eforturile de război în Siria. Căutam o știre aici. Au retras avioanele de luptă cu care nu aveau ce să facă acolo ca să aducă bombardiere. Că bombardierele sunt mai utile în Siria. Căutam o știre aici care să dovedească încă o dată, dacă mai e nevoie, despre ce discutăm. Și anume faptul că după nenorocirile pe care le-au făcut în Guta de Est, deci lângă Damasc, sună foarte exotic așa, Guta de Est, ai senzația că e o altă țară. Nu, e un cartier, un drumul taberii al Damascului. Rușii s-au năpustit unde? În Consiliul de Securitate, unde au cerut nici mai mult, nici mai puțin o ședință de urgență a Consiliului de Securitate legat de violențele din... De parcă n-ar fi... Ei, da. Adică, pe principiu, cine zice primul, stimați respectați, să urmăriți această schemă a rușilor, este de foarte multe ori folosită. Are, dacă vreți, are patent rusesc treaba asta. Dom'le, eu zic primul. Pe cum, dom'le, n-am fost noi cei care au cerut întâlnire în Consiliul de Securitate pe problema asta? Păi da, dar voi sunteți aia care au aruncat cu bombe. A, nu se poate, dom'le, așa ceva. Noi suntem aia care au cerut. Adică, pentru cei care nu urmăresc, este aproape imposibil să-și dea seama ce carte joacă Rusia acolo. Și iau știrea, care este o știre benignă. De aia nici nu o găsesc. E atât de slabă și atât de cum să spun eu, fără valoare. Dar iau știrea respectivă și pompează în ea toată influența aparatului de propagandă. Rusia a cerut întâlnirea de urgență a Consiliului de Securitate legat de noile violențe din Siria. A FCT, Rusia. Mamă! Deci asta înseamnă că Rusia vrea pace acolo și, da, și este îngrijorată de ce se întâmplă. Ce se întâmplă, într-adevăr. Pompează influență și aruncă știrea asta cât mai sus în topul agențiilor. Omul o citește, zice, da, dacă au cerut, înseamnă că ei nu prea sunt îngrijorați de ce se întâmplă acolo. Dar omul nu-și dă seama că, de fapt, tot ce se întâmplă în Siria, să ne înțelegem, nu se întâmplă nimic în Siria. Când cineva vine și te salvează ca rus să pierzi președinția și țara, tot ceea ce faci tu din punct de vedere militar, tot ceea ce faci tu, repet, tot
fără excepție, poartă aprobarea rușilor. Se poate întâmpla ca un soldat sirian să violeze o curdă și să nu aibă aprobarea. Dar noi vorbim de lucrurile medii mari, toate au aprobarea, binecuvântarea și sau participarea rușilor. Bine, ca să înțelegem și mai simplu, Siria a ajuns un fel de Transnistria acum, în care ei spun că, într-adevăr, Siria este o țară independentă, cu președinte, cu armată, e o țară suverană, oricine încalcă frontiera ei fără permisiunea președintelui se consideră agresor. În realitate, cine trage sforurile este Kremlinul. Ei decid unde să se atace, ce operațiune să se declanșeze. Ei le spun sirienilor dacă să-i lase pe turci sau nu să-i lase să-i atace pe curzi la Afrin. Deci așa funcționează lucrurile. Și o să vedem. Acum nu, pentru că ei neagă, că asta e politică de stat la ei. Dar o să vedem peste câteva ani, într-un nou interviu pe care o să-l dea Vladimir Putin, o să se laude cum l-au condus ei pe Bashar al-Assad în luptele glorioase de la Alep sau de la acum Ghuta de Est sau mai știu eu unde, sau în Valea Eufratului, de Rizor. O să o auzim, pentru că asta s-a întâmplat cu Crimeea. Îți amintești, în 2014, în februarie, exact în urmă cu 4 ani. Ce spunea Vladimir Putin? Oamenii ăia înarmați până în dinți, în uniforme verzi frumoase, aia nu sunt, n-au legătură cu noi, aia sunt miliții locale. Aia sunt miliții care și-au cumpărat, uniformele și uniforme de la magazinul de lângă colț. Da, la noi sunt magazinele de articole de pescuit și vânătoare, da? Echivalentul unui magazin de genul ăsta. Aveau și taburi. Da, deci astea sunt poveștile, nu mai zăbovim foarte mult. Am citit data trecută o știre foarte interesantă pe care eu o tratez cu toată seriozitatea, amuzându-mă în același timp. Telespectatorii noștri cunosc influența nocivă, criminală, pe care au avut-o organul politic atașat forțelor armate, forțelor de securitate și așa mai departe. Da? Înțeleg că treaba asta la ruși se întoarce și că s-a anunțat de curând reînființarea acestui post, acestui job, da? De atașat politic al pe lângă Politruc. Da, politrucului care supervizează și împrăștie ideologia partidului în zone care nu ar trebui să aibă parte treabă cu politicul. Da, explică tu mai clar despre ce e vorba. Bine, rușii acum, și când zic rușii, să nu ne înțeleagă telespectatorii greci, noi vorbim despre poporul rus. Că de multe ori se înțelege că noi suntem rusofobi, că noi avem ceva cu poporul rus. Nu, domnule, noi... Nu, nu avem nimic cu poporul rus. Avem ceva cu conducerea Rusiei. Cu, da? Regimul. Așa cum aveam ceva cândva cu Saddam Hussein, cu Bin Laden. Deci nu aveam nimic cu poporul arab. Nu? Da. Aveam probleme cu niște teroriști. Ori reciprocul Putin se comportă ca un stat terorist. Mai ales în străinătate. Închidem paranteza. Ei acum sunt extrem de îngrijorați de faptul că tinerii, inclusiv cei care sunt recrutați în armată, cad sub influența molipsitoare a Occidentului. Adică ce înseamnă asta? Dacă vezi un film cu gay, devii gay. Așa? Da, asta e principiul lor. Gândirea lor simplistă. Dacă vezi un film cu gay, devii brusc peste noapte gay. Da? Dacă vezi un film cu prostituate, îți trimiți nevasta să câștige bani în modul ăsta. Dacă vezi materiale pe internet cu pedofilia, nu știu de ce, toată lumea are impresia că nu o să existe o condamnare generală, ci din contra, oamenii o să se simtă încurajați să practice același lucru.
Deci ce va face Politrucu? Înainte Politrucu comunist avea în spate o ideologie. Da? Era ideologia comunistă bazată pe dogmele marxism-leninismului. Acum nu mai există ideologia comunistă. Există o așa zisă ideologia de stat creștin. Da? Deși țara este laică, ei au pe lângă capelani, da? Așa zis și preoți de armată și acum ceva vreme în urmă pagina de Rusia a avut un material larg despre cu ce se ocupă preoții în armată, despre cum participă la cursuri de parașutism, cum participă la exerciții de trageri, da, la țintă. Deci practic un preot în armata rusă nu doar sfințește focoasele nucleare, el trage cu arma. Pentru că la un moment dat se poate trage cu arma atunci când e nevoie. Ei, Politrucu va face competiție preotului. Da? El îl va trage pe soldatul de rând, da? Și va spune că nu e bine să faci așa cum se face în Occident, e bine să faci așa cum se face în Rusia, adică îl iubim pe conducătorul nostru, președintele Vladimir Putin, da? Și toată conducerea guvernului rus, pentru că ei ne-au ridicat din genunchi și ne-au săltat în picioare. Înțelegi? Asta este doctrina pe care o promovează. Deci e o formă de control a armatei, că aici s-a pus problema pentru o armată. De altfel și știrea se referă strict la armată de data asta. În armata rusă se întorc politruci. Și spui tu aici că tu ai scris știrea asta, n-am mai văzut-o niciunde, ceea ce iarăși e o exclusivitate interesantă. Și românii sunt foarte... va avea impact asupra românilor, care o aud și o înțeleg, pentru că noi am fost foarte marcați de politrucii care inițial au fost atașați armatei, după care au început să fie atașați fiecare întreprinderi, securității, peste tot apărea omul de la partid. Da? Da. Și asta, de fapt, este vorba de o formă de control a partidului lui Putin și a lui Putin dar personal. Dar nu va fi o structură de partid. Politrucu nu va fi, nu va fi un membru de partid. Politrucu va fi un funcționar de stat. Nu, va fi un funcționar de stat care are grijă ca respectiva entitate, în cazul ăsta vorbim de armata rusă, să nu devieze de la ceea ce vrea partidul și să nu cumva să înțeleagă altceva decât ceea ce este transmis de către partid. Să citesc știrea pe scurt, în armata rusă se întorc politruci. Doamne ferește de așa ceva în armata română. În armata rusă urmează să fie creată direcția principală militaro-politică. Te doare mintea. Comuniști pur sânge. Noua structură va fi responsabilă de situația, atenție, morală și ideologică a trupelor, transmite agenția de știri Interfax, care îl citează pe Alexander Kanishin, vicepreședinte al Consiliului Public din cadrul Ministerului Apărării al Rusiei. Adică noi ăștia sunt chiar, avem nevoie, tovarășe Putin, avem nevoie de cineva care să ne mai lumineze cu privire la modernizarea ideologiei și noile direcții ale așa. Noua direcție va avea mai multe puteri, va acoperi întreaga scară a forțelor armate rusești și va dirija cu pricepere energia colectivelor din armată pentru a întări capacitatea de apărare a țării. Din 1918 până în 1921 a existat o direcție politică a Armatei Roșii care avea în cadrul forțelor armate sarcini de natură ideologică și educațională. Ideologul, omul de la partid și în armată și în întreprindere era de fapt ăla de care tuturor le era frica. Pentru că ăsta pedepsea, ăsta îți punea în cap securitatea, ăsta îți spunea și exact treaba asta se întâmplă și la ruși acum, este o vizibilă întoarcere în comunism a Rusiei sau încă un exemplu și o, cum să spun eu, o dovadă
că această nevoie de control a lui Vladimir Putin îmbracă forme paranoice. Este o nouă formă, sau mă rog, este aceeași veche formă pe care ei o reciclează de spălat de creiere. Deci, dacă nu știai, armata Uniunii Sovietice era cel mai puternic instrument de rusificare pe teritoriul Imperiului Sovietic. Da. Dacă un tânăr din orice sat din Basarabia, care nu știa limba rusă, făcea armată, el se întorcea rusnac din armată. Da? Și se întorcea inclusiv cu stereotipia, gândirea construită așa cum i-a dictat la un moment dat politrucul din unitatea militară la care era, din care era face parte. În ceea ce privește întoarcerea la ideologia comunistă, eu aș zice că aici e o struță cămilă, pentru că... Sigur că e o formă Putin, modernă, nu e formă arhaică. Putin, el îmbină tradițiile țarismului, da? Cu statul atotputernic, statul care controlează absolut toate domeniile vieții din țară, nu doar economia, că economia deja este, citeam un studiu, 70% 70% din sistemul bancar rusesc este sub controlul statului. Da? Despre ce vorbim. De la an la an, zona de antreprenorială scade în Rusia, tocmai din cauza că companiile de stat și firmele înființate de companiile de stat ocupă din ce în ce mai multe zone de activitate economică. Da? Deci, practic, nu, în afară de producția de mâncare, agricultură, nu prea mai e ce să faci ca antreprenor în Rusia. Deci statul în Rusia invadează acum mai nou și căminele oamenilor. Da? Intră în familie. Statul decide dacă tu ești, dacă tu ești o mamă bună sau nu pentru copilul tău. Deci era o știre acum două săptămâni. În Rusia o femeie care și-a tăiat un sân, și-a făcut reducție de sân, și avea un copil în îngrijire, i-a fost luat copilul pentru că ea ar fi dat un exemplu negativ copilului. Înțelegi? Uh-huh. Deci sunt cazuri absurde în care statul intervine și demonstrează totala invaliditate morală, de fapt. Asta se întâmplă. Iar politrucul, din punctul meu de vedere, va face mai mult rău armatei ruse și, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe instituția asta, da? Pentru că politrucii din Armata Roșie au pus practic pe butuci armata sovietică. Și, de Doamne, să se reînființeze această instituție în armata rusă... Deci crezi că li se apropie mai repede sfârșitul. Greu de spus... Hai să luăm o pauză de la subiectele astea care, sigur, că ne supără și ne frământă vis-a-vis de Rusia și să dăm un exemplu și de ce se întâmplă în familiile de români. O știre drăguță. Un român și-a uitat soția într-o parcare din Ungaria. Bă, cum să-ți uiți nevasta în parcare, bă? Femeia nu avea nici telefon mobil, nici bani, nici documente la ea. Și zici, bă, nu se poate. Cum? Zice, un bărbat din România se oprește într-o parcare de lângă Seged. Omul se duce să pună benzină. Așa. Apoi conduce mai multe sute de kilometri. Bă, sute! Stimați spectatori! Sute de kilometri, da? Așa. Convins fiind că partenera sa de viață doarme pe bancheta din spate. Și se explică în știrea respectivă, care sigur, probabil că a făcut deliciu presei maghiare și acum în românești, bărbatul se deplasa împreună cu familia către Italia. Iar atunci când au oprit într-o parcare pentru a merge la toaletă, nu a văzut când soția sa s-a dus la baie. Întrucât a crezut că aceasta doarme pe bancheta din spate, a pornit din nou la drum. Femeia nu avea la ea telefonul mobil, nici bani, nici documentele personale, astfel că a pornit după familie cu autostopul. A ajuns până în localitatea Balaton Cherestur, la peste 300 de metri
de 300 de kilometri de locul de parcare și a cerut ajutorul poliției într-o benzinărie. Între timp, bărbatul observase lipsa soției și luase legătura cu ambasada României în Ungaria. Cu sprijinul ambasadei și al poliției, familia s-a reîntâlnit la biroul din Foniod al poliției autostrăzilor, aproape de benzinăria la care ajunsese femeia, apoi și-au continuat călătoria. Deci, stimați telespectatori, un tip se duce să pună benzină, soția se trezește din somn, dormea în pacheta din spate, se duce la toaletă, bărbatul se urcă în mașină și pleacă. Nu se uită în spate dacă mai e sau nu mai e soția, că el o știa acolo. A pus benzină și a plecat. Soția nu numai că nu rămâne în locul respectiv și încearcă să-l sune pe mobil, face autostopul vreo 300 de kilometri. Bărbatul merge câteva sute de kilometri de asemenea și el și la un moment dat soția alertează după, la vreo 300 de kilometri distanță de locul unde s-a întâmplat, în sfârșit alertează autoritățile și cei doi se reîntâlnesc. Deci asta e... Ce ar zice nevastă ta să faci așa ceva? Sau ce ai zice tu să ți se întâmple? Deci, un scenariu de coșmar, deci, de punctul meu de vedere. Cum să conduci 300 de kilometri și să nu-ți dai seama că nu mai e nevastă ta în mașină? Și asta e, da, delicioasă. O învățătură de minte pentru altcineva atunci când pleci de drum, e bine să ai activat roaming-ul pe telefon, că nu se știe niciodată. Și să pleci oricând peste tot cu telefonul după tine. Da, iar regula 0 spune că dacă totuși te pierzi sau te uită cineva, rămâi acolo. Da? Nu pleci tu, fac eu autostop așa și am ajuns, uite că am ajuns până la Balaton. Mai avea un pic și ajungea în Viena sau în Germania. Bine, să știi, da? Că în anumite cupluri, după 10 de ani de conviețuire, ajung să gândească cam în aceiași parametri. Mm-hmm. Și mă gândesc și simțea vibrația, da, pe unde se duce el. Da, 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 am înțeles. Oricum, foarte tare știrea respectivă. Ne întoarcem la prietenii noștri. A avut loc acum câteva săptămâni, deci operațiunile de dezinformare legate de Ucraina sunt în toi. Vreau să vă spun, stimați telespectatori, că m-am întors ieri din Ucraina și îți spun și ție în premieră, este prima oară în ultimii 3 ani, deci 2014, 2017, 2018, da? Așa, 2014, 15, 16, nu, 4 ani deja, în care moneda ucraineană se întărește. Deci am constatat șocat că în loc să ajungă pe la vreo 40 de grivne, data trecută, acum vreo 3 săptămâni când am fost, era vreo 35-36 de grivne pe euro, iar acum, convins că e 40, așa, am constatat cu stupoare că era 32. Da? Păi, Ucraina nu este în criză. Din contră, are creștere. Nu are numai creștere că are economic. Creștere, au reușit să se debaraseze de o dependență quasi totală de economia Rusiei și a statelor membre, foste membre ale CSI, pardon, unde aveau marea majoritate a importurilor, exporturilor, tranzacțiilor comerciale, au reușit să nu intre într-o încetare de plăți, crah financiar și așa mai departe, s-au împrumutat, dar fără excese, la Uniunea Europeană, Banca Mondială, femeii. Americani, FMI și așa mai departe. Și uite-i, trebuie să vedeți în Kiev, intri în Kiev și nu numai în Kiev, se construiește în disperare, așa, blocuri înalte, frumoase, în sfârșit, nu vedeți în București ce se întâmplă în Kiev și acum uite-i cum își întăresc moneda. Și asta având în vedere că ei au în continuare un război, care nu e, bine, nu e la intensitate maximă, dar mocnește. Mocnește, da? Și îi seacă și îi toacă. Din punct de vedere economic. Ei bine, acum câteva săptămâni, sediul maghiarilor din Ucraina, deci în regiunea Transcarpatia, este atacat și dat foc sediului maghiarilor, cum ar fi sediul românilor de la Cernăuți, da? Nu consulatului, ci organizației respective. E o asociație culturală. Asociație cultura. Așa. Bineînțeles că ungurii
au avut o reacție care pe mine mă face să cred că totul a fost pus la cale de ruși. Ungurii acționând și nu prima oară ca niște agenți ruși contra Ucrainei. Ungurii au intrat în isterie, au cerut inclusiv trupe ONU. Nu, OSCE, au cerut OSCE, da, misiune OSCE de... Ucrainii au zis, bă, stați un pic să vedem cine au fost, că îi prindem pe ăștia. I-au prins și s-au dovedit a fi nu cetățeni ucrainieni, ci cetățeni polonezi, simpatizanți ai organizației fasciste poloneze Falanga, cu mari conexiuni la nivelul statului rus. Deci, pe scurt, a fost o acțiune pusă la cale de către FSB, da, 100%, o acțiune FSB. Ghinionul lor a fost că ucrainienii, care sunt atât de militarizați în momentul ăsta, i-au prins și i-au prins destul de repede, i-au prins la o zi distanță, două zile distanță, altfel Ucraina, Ungaria avea circul pregătit. Inclusiv în perioada asta trebuie să știți, stimați spectatori, că Ungaria a reușit să blocheze o reuniune NATO, Ucraina-NATO, folosindu-se de acest pretext. În două rânduri au blocat reuniunea. Nu. Ucrainienii i-au prins pe cei doi polonezi, da? Și pun în ghilimole polonezi pentru că ei sunt cetățeni polonezi, dar, v-am spus, sunt adepți a unor organizații fasciste, cică, cum, asta mi se rupe mintea, organizație fascistă care are legături cu statul rus. Da, sunt foarte multe rupturi de logică. Deci, asta e tipică știi ce se întâmplă? Că mașinațiunilor în, ruse. Aparatul de stat din Rusia, el cum funcționează? Domnule, ordinul care este? Ordinul pe zi este următorul. Găsiți-mi cât mai mulți aliați în Europa. Da? Și ei nu mai fac nicio deosebire. Extremiști de stânga, extremiști de dreapta, comuniști, socialiști, liberali. Domnule, ce părere ai despre Vladimir Putin? Bună? Ok, al nostru. Așa se întâmplă că rușii au relații foarte bune și cu extremiștii de stânga din Europa, mai ales occidentală, iar în Europa răsăriteană au relații foarte bune cu extremiștii de dreapta. Except în România. În România legionarii, de cât știu eu, sunt anti-Putin. Dar uite că legionarii din Polonia, aceeași mișcare Falanga... Nu e, mă, asta nici nu sunt legionari ăștia, mă. Ăștia sunt niște creații ale FSB-ului. Lasă cum se prezintă ei. Deci uitați-vă care e legenda ca să vedeți cât de periculoși sunt serviciile secrete rusești. Ascultați cu atenție. Profilurile celor doi bărbați, deci cei prinși de ucrainieni, care s-au dovedit a fi polonezi. Așa, în rețeaua socială Facebook, indică interesul lor față de mass media simpatizantă Falanga, mișcare naționalistă din Polonia, site-urile xportal și xradio.pl. Deci oamenii ăștia pe Facebook se declară mari fani. Ca să vezi ce legende... Unul este chiar autor ce legende construiesc. Zimkoviak, unul dintre cei doi, este chiar redactor al site-ului xportal.pl, iar Maglevski face parte din unitatea militară independentă SJS-2039, din care fac parte mulți membri ai Falanga. Ca să vezi ce au putut să insereze FSB-ul acolo. Că ăștia sunt agenții FSB-ului băgați în... Dar să nu mai înțelegi nimic. Inițiativa poate de... fi și cealaltă variantă. Pot fi idioți utili. Nu, no, nu. Nu există idioți utili. Ei acționează pe două paliere. No. Și cu oamenii care-i plătiți. Știu, dar nu e. Că ăștia, unii care se duc să arunce în aer un centru cultural în altă țară care este în război și atât de militarizată cum e Ucraina, ăia nu mai sunt idioți utili. Ăia sunt băieți așa. Inițiativa de voluntariat coloana a 5-a rusească din Polonia, RVKP, încă din 2016, l-a identificat pe Maglevski drept membru Falanga și combatant al SJS-2039 din Cracovia. Atenție! Participant la demonstrații anti-americane organizate de Falanga lângă consulatul SUA.
4 iulie 2015, da? Deci, o organizație profașistă organizează meeting-uri anti-americane în fața ambasadei americane. Unul dintre indivizii respectivi este ulterior prins de ucrainieni după ce a dat foc centrului cultural. Potrivit RVKP, SJS 2030 nu este controlată de susținători ai Falanga, care exprimă simpatiile sale față de regimul Putin, și o altă organizație pro-rusă, Zmiana, este un partid neînregistrat. În articol nu se spune, dar știu, spre exemplu, că liderul Zmiana a fost anchetat și am impresia că și condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei. Anterior, guvernatorul regiunii Transcarpatia, Ghenadi Moscal, ăsta fiind ucrainian, a declarat că tentativa de incendiere a sediului Societății de Cultură Maghiară din Ușgorod a fost executată de cetățeni ai UE, polonezi, care anterior au participat la luptele din Donbass de partea separatiștilor proruși. Deci ăștia luptaseră în Donbass, da? Reamintind că în dimineața zilei de duminică 4 februarie, persoane necunoscute au aruncat cocktailul Molotov în fereastra sediului regional al Societății de Cultură Maghiară în Ușgorod. Ce a făcut prietenul lui Vladimir Putin, Victor Orban? Imediat după incident, Ucraina a cerut trimiterea în Transcarpatia unei misiuni OSCE. Mare pericol, mare provocare. Nu știu dacă ai fost la curent, dar ultimele luni parcă au crescut fricțiunile, inclusiv la nivel guvernamental, între polonezi și ucraineni. Între polonezi? Între polonezi și ucraineni, nu doar între unguri. Și ungurii au problema asta cu legea educației. Adică ucrainenii au dat o lege educație prin care obligă... Noi am mai explicat aici, da, cum e cu legea asta educației, și vă aduc aminte. Ucraina are o mare problemă pe teritoriul ei național și este o problemă pe care oricare dintre telespectatori sau dintre prietenii voștri, sau eu vă confirm ca om care mă duc destul de des acolo, o observă, o poate observa, și anume faptul că populația lor nu vorbește limba națională, respectiv limba ucrainiană. Deși se declară ucraineni. Deși se declară și sunt ucrainieni. Așa. Da. Deci se vorbește. Principala limbă, imaginați-vă că în România se vorbește maghiara. Da? Mare parte din teritoriu vorbește maghiar. Și vin unii și spun, bă, nu se poate, mai ales acum de când Rusia este stat agresor. Nu se poate să continuăm această rusificare a Ucrainei. Trebuie să băgăm limba maghiară ca limbă principală. Nu, ucraineană. Ucraineană ca limbă principală. Și au trebuit să legifereze chestia asta într-un fel. Cine a sărit? N-au sărit rușii. Atenție! N-au sărit primii. N-au sărit rușii. Au sărit ungurii și românii. Vai, cum? Distrugerea școlilor. Noi am venit aici și am explicat, dom'le, nu e dată împotriva, nu se va schimba nimic în școlile și în entitățile cu predare în limba română. Dar și ucrainii că nu este împotriva minorităților europene. Deci nu este împotriva românilor, nu este împotriva maghiarilor. Este împotriva rușilor, pentru că există locuri din Ucraina unde se învață limba rusă, ca și cum rusa ar fi limba națională, iar Ucraina aproape ca ucraineana, ca limbă străină. Da. E, și asta au încercat ei să schimbe. N-a înțeles nici președintele nostru, care s-a făcut de râs cu o discuție absolut penibilă pe scările Organizației Națiunilor Unite, și această discuție este încă în mare dezbatere. Este folosită de către, ca pretext de către prietenii rușilor din UE, vezi, Ungaria în special, de a-i bloca pe ucrainieni în relația cu UE, cu NATO, cu accesul la fonduri, cu nu știu ce. Asta făcând parte dintr-un plan, da? Un plan gen Victor Orban, Vladimir Putin și așa mai departe. Paradoxal, astăzi, România nu are prieteni printre vecini. Nu avem. Paradoxal,
cea mai sigură frontieră pe care noi o avem astăzi este cu Ucraina. E așa sau nu e așa? Ba da, ba da. În Bulgaria nu ne putem încrede, influența rușilor a fost calculată la 70% din economie. În Serbia tocmai s-au declarat sârbii, o să avem o știre mai încolo. Uite cum am aici. Serbia se declară deschis calul troian al Rusiei în UE. Serbia va menține legături strânse cu Rusia și nu se va alătura sancțiunilor UE în ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeană, spune președintele sârb Alexander Vučić, după o întâlnire la Belgrad cu ministrul de externe Sergei Lavrov. Serbia nu își va schimba politica față de Rusia și nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei. Nu poți să fii și în UE, să aderi la o organizație care ia niște decizii împotriva Rusiei, împotriva Chinei, împotriva Statelor Unite, whatever, nu contează, și să spui da, noi vrem acolo, dar nu vrem să urmăm decizie. Nu se poate. Asta este o fractură de logică pe care o prezintă rușii, că știrea asta vine cumva împinsă de către propaganda rusească. Serbia va continua să-și urmeze propria politică și așteptăm o înțelegere din partea UE. Serbia e o țară independentă și liberă. Mare pericol. Noi n-am avut niciodată probleme cu sârbii. Ni le-am creat ca proștii, dând ok-ul americanilor să-i atace dinspre România, astfel încât astăzi sârbii ne poartă pică și ne vor purta pică încă probabil una, două, trei generații dacă nu se mai întâmplă nimic, iar dacă ne vor prinde la înghesuială, o ne vom lua de la prietenii sârbi, care se declară pro-ruși din start. Am terminat cu Serbia, încă mai sus la Ungaria. Nu sunt prea multe de spus, decât e combinația Victor Orban-Vladimir Putin este îngrozitoare și este de fapt cel mai mare pericol la adresa securității naționale a României. Lăsăm Ucraina deoparte, ajungem în Moldova, care este sufocată de către ruși. Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Ba, astăzi chiar ai dat o știre, nu e de astăzi, dar e de așa, că cei din DNR, din Republica asta separatistă din Donbas, se gândesc că, vezi, Doamne, au nevoie de extinderea influenței și a teritoriului și că Transnistria ar trebui să fie următorul teritoriu. Nu Transnistria, Basarabia. Basarabia, așa. Deci, ceea ce e și mai grav. Deci, așa. Transnistria este logic, automat, în mod normal. Deci nici nu se mai menționează, e de la sine înțeles că Transnistria... Okay. Deci Moldova e într-o situație absolut mizerabilă din punctul ăsta de vedere. Este o bătălie, este un câmp de bătălie al spionilor, tot ce se întâmplă acolo, fără șanse ca cineva să câștige pe față, așa. Dacă ne ducem la Marea Neagră, îi avem influența rușilor, în special militară, a turcilor, care este una extrem de toxică, și îi vedem pe turci, nu numai folosind, urmându-și planul lor de secole, stimați telespectatori, secole, de a islamiza tot ce se întâmplă în jurul lor. Aici este un război religios dus de turci, care pe de o parte au spus, nu, la noi creștinii pot să stea, și pe de altă parte se duceau la, de secole fac asta, se duceau la ei la ușă și spuneau, dacă mâine nu devii musulman, pleci sau te omorâm. Și am încheiat cercul și a mai rămas doar Ucraina. Luăm publicitate și ne întoarcem după pauză cu noi comentarii și știri din actualitatea internațională. Astăzi facem balet în zona internațională și sper să, prin asta, să vă să-i bucurăm și pe telespectatori, că destul sunteți bombardați cu breaking news-uri din zona Tudorel, Olguța Vasilescu, Dragnea și așa mai departe. Publicitate.